Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți. Vă salut! Vă salut, domnul Chidoveț, mulțumesc frumos pentru invitație, salut telespectatorii Bucovina TV. Mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Cu mare drag, oricând. Da. Parcă ieri, alaltă ieri, eram aici împreună, în studio. Cred că atunci v-am avut prima dată ca și invitat. Mă rog, într-o anumită companie, nu contează. Ați evoluat frumos. Sunteți mulțumit? Mulțumesc. Întotdeauna este loc și de mai bine, dar tot, la fel am spus că Dumnezeu are grijă de toți și probabil asta a fost și dorința celui de sus. Atunci când v-am avut invitat, Rădăuțul avea o problemă mare, foarte mare. Fără primar, fără viceprimar, consiliul local împărțit, v-ați asumat atunci. Au fost niște oameni lângă dumneavoastră, trebuie să recunoaștem, dar v-ați asumat. Mi-am asumat, nu a fost ușor, dar a fost punctul de pornire a tot ceea ce vedem acum. Și până la urmă, dacă fac așa o retrospectivă și mă gândesc mai bine, ce am făcut în acele 8 luni în 2016 s-a răsfrânt exact în rezultatul alegerilor de acum. Pentru că atunci am avut puterea efectiv de a face cu adevărat ceva. Domnul Loghin, sunteți prezentat ca o, sau cea mai mare surpriză electorală. N-am avut această temere că nu veți fi sau că nu veți fi ales sau că nu v-am privit niciodată ca și marea surpriză. Pentru mine era în regulă. Știu ce am simțit, cum v-am văzut, dar ce credeți că au văzut rădăuțenii la dumneavoastră? Eu cred că rădăuțenii au văzut foarte, adică au observat sinceritatea mea. De multe ori mi se spune că sunt prea sincer. Ajută în politică. Vă întreb, exact, acum suntem exact dincolo asta, de orice. Da. Exact asta vreau să spun acum. De multe ori sunt sfătuit că sinceritatea dăunează politicii sau procentelor. La fel eram sfătuit de unii că, domnule, nu mai zi așa de, nu știu, de urbanism, de punctele care le atacam eu sau le semnalam eu că ar fi fost probleme acolo, pentru că este posibil să pierzi procente. Și atunci, la fel, am spus public că prefer să pierd procente sau să nu ies primar decât să merg pe același discurs ca în ultimii 30 de ani, adică să mă pun bine cu toată lumea și în final să fac ce vreau eu. Am spus lucruri pe nume pentru că toată lumea a observat acele lucruri, că ar fi niște probleme cu acele lucruri și asta a contat foarte mult. Am văzut acest lucru pentru că am mers în campanie pe fiecare stradă a municipiului Rădăuți și veneau persoane care practic erau în partea PSD-ului la vot, adică mai în vârstă și își exprimau părerea că de abia așteaptă schimbarea și să vină cineva tânăr care să ofere o șansă acestui oraș. Lăsau tot, vă spun sincer, mă aduc aminte, erau bătrână, colegea de pe niște straturi, nu știu ce făcea, a lăsat tot, a venit, a spus, domnule, v-am urmărit, a spus ea unde a urmărit și îmi place discursul dumneavoastră și de abia aștept să ieșiți acolo. Și cred că asta a contat cel mai mult până la urmă. Bun, dar acasă ce v-au spus cei apropiați, soția, părinții? Ce au spus? Măi, parcă ești prea liber, ești prea corect, ești prea direct. Vă spun ce mi-a spus taică-mea la un moment dat. Zice, bă, Bogdan, știi ce se va întâmpla cu tine? Zice, vei fi la primărie și taică-mea a rămas cu firma. Că asta da, este, iarăși da. A rămas singur acolo sau va rămâne singur acolo. Și mi-a spus, tu să iei din banii de salar la zile orașului, vei cumpăra tablouri și vei veni la mine să-ți dau să plătești curentul pe acasă. Cam așa ceva. Sponsorizare, da? Da. În sfârșit zâmbiți, da. Domnul Loghin. Da, în sfârșit, da. Da. Și am spus, păi, dacă asta este să fie, așa va fi. Pentru că nici nu pot să mă schimb peste noapte. Dacă mă schimbam peste noapte atunci, în acele 8 luni, când am semnat pe foarte mulți bani, nu mai eram în poziția de acum, să fiu atât de iubit până la urmă de rădăuțeni și să ajung să câștig, să câștig în fața unui primar în funcție, care are tot aparatul bugetar de partea lui și alianțele pe care și le-a făcut mai văzute, mai nevăzute împotriva mea. Vom discuta. Adică nu vom intra chiar în... aprofunda. Dar spuneți-mi, erați... Sunteți un om tânăr și împliniți. Firmă, muncă, multă, așa. Ce v-a împins pe drumul ăsta?
dorința de a schimba ceva și dialogul care bun, l-am dar avut. Care, ce simțiți că trebuie schimbat? Unde e orașul ăsta? Adică mie, păi, sincer, după Suceava e Rădăuțul care păi îmi place. Tocmai de asta așteptările sunt foarte mari și toți rădăuțenii își doresc să fie, ca acest oraș, care deja este un oraș pitoresc prin tot amplasamentul lui, să devină cu adevărat perla Bucovinei. Și nu o spun asta că îmi doresc foarte mult să apare iarăși pe ecranele televizoarelor cu nu știu ce declarație, dar cu adevărat va arăta așa. Pentru că, la fel cum am spus în campanie, alături de noi, administrația locală, vor avea loc toți mari întreprinzători până la urmă și vom fi ca niște parteneri. Și tot ce vom face, vom face la o masă comună, vom expune publicului, va fi transparent și chiar așa vom face. Și dorința vine din discuția cu fiecare dintre ei, cu omul simplu, cu întreprinzătorul, cu reprezentanții cultelor, cu toată lumea. Pentru că se poate și sunt administrații locale, liberale, care au demonstrat lucrul acesta. Și practic acești oameni nu-și doresc decât să aplicăm la fel cum au aplicat și ei și au reușit. Asta își doresc rădăuțenii, nu-și doresc altceva până la urmă. Bine, dar acum că ați adus discuția spre cei liberali, cei social-democrați, pentru că există și oameni vrednici și în... Și într-o parte și în alta, și într-o parte și în alta. Adică nu reușeați, nu aveați posibilitatea să vă exprimați ca și social-democrat, să vă puneți în aplicare planurile pentru... Da, doar că acolo este alt tip. Iertați-mă, n-am vrut să vă pun într-o situație. Nu, nu. Dar totuși m-aș îndrepta spre administrația liberală, pentru că în administrația liberală s-a dovedit clar că au accesat fonduri europene. Adică acolo, cu adevărat, arăți transparență, corectitudine, pentru că a accesa un PNDL, dacă ai, nu știu ce întâmplă la București, mă refer la administrația PSD până la urmă, dacă ai câteva intrări, altfel ajung acele fonduri în oraș. Nu, sunt foarte bune toate și trebuie să le accesăm, ca să nu fiu rău înțeles. Da. Dar faptul că administrațiile liberale au atras foarte multe fonduri europene, asta spune totul până la urmă. Și viitorul aici este la fondurile europene pe care ne vom baza. Vă întreb, dăm un pic timp înapoi. Sunteți foarte tânăr. Și îndată vă mai iau un zâmbet așa. Deja l-ați lansat așa. Om iubit a fost și domnul Frunză. Om iubit de rădăuțeni, ca să spun așa. Sunt atât diferențe atât de mari între domnia sa și dumneavoastră. Adică sunteți două vieți, două inițiative, două destine separate și frumoase, zic eu. Da, pentru că am avut naturalețea, m-am născut cu naturalețea de a asculta pe oricine și în campanie chiar am fost la o comunitate de romi și am urcat până sus în post și am văzut ce probleme aveau care ar fi putut fi rezolvate imediat. Am intrat în locuințele lor și am văzut că erau într-o cameră de, nu știu, 5 metri pe 6 metri, trăiesc vreo 9 persoane. Acolo își desfășoară toate activitățile și am mai găsit jos la parter niște camere în care nu locuiește nimeni. Și ar fi putut fi dată una din camere unei persoane cu dizabilități, nu să fie cărată cu căriciorul la etaj pe scări în fiecare zi. Adică sunt niște lucruri atât de normale care ar fi trebuit să fi făcute și nu au fost făcute. Un primar tânăr, câte situații de viață poate rezolva? Poate... E un caz pe care l-ați cunoscut. Nu, sunt, cred că, mai multe cazuri. Da, dar este foarte simplu de rezolvat această problemă, pentru că până la urmă trebuie inventariate toate problemele, indiferent de natura lor, și recurs imediat la rezolvarea lor, pentru că, repet, nu sunt probleme care implică bugetul într-un mod extraordinar, să zici că, domnule, nu pot, vă ajut peste 10 ani, că acum avem anumite probleme. Sunt probleme care vor fi rezolvate imediat și chiar asta voi face de cum ajung acolo, având în vedere că ne apropiem de sezonul rece, de iarnă până la urmă. Da. Suntem foarte aproape. Da. Am urmărit activitatea Consiliului Local Rădăuți. Îmi face plăcere, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar asta a fost impresia și există impresia asta. Am avut senzația că lucrau pe lângă problemele oamenilor. Consiliul, nu primăria, numai,
Da. Inclusiv Consiliul Local. Oamenii parcă aveau problemele lor de rezolvat. Aveau, nu dușmănii, niște clinciuri, niște din astea. Cum se va rezolva acum în Consiliul Local? Eu pot să vorbesc în direcția Partidul Național Liberal, pentru că restul procedează cum vor ei, dar eu le-am explicat foarte clar, pentru că și chiar în momentul când am făcut acea listă, lista Partidul Național Liberal, care a obținut la aceasta 9 consilieri din 19, are consilieri care vor trebui să fie foarte activi din toate punctele de vedere, dar nu aș vrea să ajungă la nimeni, cineva din municipiul Rădăuți care are o problemă legală de rezolvat, că, domnule, știam și eu un proiect pe ordinea de zi. Domnule, dacă există un proiect pe ordinea de zi, înseamnă că a trecut de toate etapele de legalitate și acel proiect trebuie votat. Păi da, aveți să angajați, corect. Da, avem comisii în care, nu știu, dacă să spunem că este vorba despre o vânzare sau o închiriere. Păi, avem direcția de urbanism, avem niște, contabilitate și așa mai departe, până la comisia din Consiliul Local. Voi vrea să lucrez, că fac o paranteză aici, cu o firmă de evaluatori care să vină cu niște prețuri foarte corecte, da? Dacă mi se pare că acele prețuri sunt prea mici, cum s-a mai întâmplat în Consiliul Local, avem voie să venim cu amendament pentru a crește acele prețuri și vă spun că voi intra direct, pentru că primarul are voie să facă și el amendament, și voi intra eu personal în Consiliul Local cu amendament la acea evaluare pentru a obține prețul corect. Și dacă nu, domnule, nu mai avem nicio problemă, de ce să nu votăm acele proiecte? Să mă caute pe mine, domnule, știam un proiect la numărul 14, 15, nu, asta consilierii, nu, PNL, vă spun din start, nu vor fi căutați pentru așa ceva, pentru că le spun rădăuțenilor și le dau garanția că lucrurile se vor desfășura extrem de corect. Cât este vorba despre proiectele de investiții, nici pe timpul domnului primar Tătar nu a avut probleme, pentru că toată lumea a votat acei indicatori și acele proiecte. Da. Adică nu cred că ar trebui să existe niște probleme. Și încă ceva, vă mai spun, că îndată vor începe întrebările cu, domnule, cu majoritățile, cu așa mai departe. Bogdan Loghen a reușit să ajungă primar cu voința rădăuțenilor și a reușit performanța de a aduce 9 consilieri. Și oricum am înțeles că sunteți deasupra partidului. Da, da, sunt deasupra partidului și vreau să spun că în momentul când am preluat partidul... Iertați-mă, dacă îmi permiteți un comentariu. Da. De mult liberal din Rădăuți, pentru că nu s-au înțeles ei între ei. Da. N-au mai avut un scor, n-au mai avut un lider. Da. Acum, ce al dumneavoastră e al dumneavoastră. Da, și mă asum pentru că am preluat acest partid și vreau să ajungă acest partid să facă o organizație de tineret bună, dar vreau să fac organizație și la femei și așa mai departe, să-l aduc la un alt nivel. Nu mi-a fost ușor, dar am făcut, în momentul când am preluat acest partid ca președinte al partidului, acest partid a avut o infuzie de oameni de foarte bună calitate și a crescut exponențial totul. De aceea s-a văzut și scorul la Consiliul Local până la urmă, pentru că practic am venit cu ceva total nou. Și niște oameni integri cu care vom defila, vă spun, prin Consiliul Local. Cât este vorba de majoritate... Că vă întrerup, n-au fost supărări atunci când v-ați făcut echipa? V-ați asumat foarte multe lucruri. Eu mi-am asumat și nu m-am uitat la supărări, pentru că scopul meu nu este să mă fac prieten cu toată lumea. Scopul meu este să ajung în mod, să iau deciziile corecte, culmea, să câștig. Culmea, cu un politician mai ia în calcul, să fiu și un amic, să am... Nu. Eu iau în calcul dorințele rădăuțenilor și pentru a reuși acest lucru trebuie să fiu extrem de pragmatic în orice decizie o iau și să scot maxim cât pot. Da, asta am făcut și asta am ajuns. În partid? Nu contează. Eu am spus de la început, ori mi se dă mână totală să fac, ori dacă nu mă asum. Adică nu pot să vin pe deciziile cuiva, să iau niște decizii care după aia să nu mai știu cum să le explic. Așa că am condus această campanie singur până la urmă din punct de vedere al liderului și zic că am câștigat foarte bine. Iar majoritatea, indiferent dacă voi face alianță cu cineva sau nu, vă spun aici în direct la dumneavoastră, va fi majoritatea cu cetățenii Rădăuțului, cei care m-au votat. Pentru că voi veni cu proiecte transparente, corecte de dezvoltare și nu cred că ar trebui ca oricare alt consilier din altă formațiune să nu le voteze. Îmi permit să spun, tinere, poți să conduci primăria și fără viceprimar. Vă gândiți și la așa ceva?
Cu siguranță. Iar am trecut pe registru. Da, da, nu cred că mai vedem, dar după cum s-au desfășurat lucrurile, nu cred că voi dori neapărat să am un viceprimar cu da, o alianță din partea, până la urmă, nu știu dacă v-am spus, alianța aș face mai degrabă cu rădăuțenii care au foarte mari așteptări. Da, și deci v-am mergeți explicat. Pe buna intenție, da, s-ar pun putea în discuție, în dezbatere, da, un proiect, da, care e, da, bun, da, pentru, exact, rădăuțeni, pentru, exact, strada cu tare, pentru cartierul cu, da, tare și așa mai și departe. Și o relație extraordinar de bună cu societatea civilă, care am spus-o, da, și în proiectul meu, și atunci nu cred că va... Probabil voi pune așa un reprezentant din partea PNL-ului în momentul votului pentru viceprimar, dar dacă nu iese sau se fac alianțe în altă parte, nu există nicio altă problemă, pentru că v-am spus, nu... Cam multă muncă și știți foarte bine că e multă muncă, pentru că ați ținut un municipiu 8 luni de zile, știu, în calitate, știu, de... Da. Știu, și am primit și semnale că nu sunt lucrurile chiar în regulă în buget, după cum am mai spus, dar nu trebuie să ne plângem, trebuie să recurgem la toate metodele și la toți specialiștii care cunosc, să ne punem la o masă și să trecem hopul, pentru că am înțeles mai nou că PSD-ul are pregătit ca orice voi da drumul ulterior la proiecte să spună, dom'le, astea erau pe listă de 100 de ani, ăsta nu m-a venit și l-a preluat. Care e problema? Și vă spun sincer, voi face un audit peste tot la toate instituțiile, voi veni transparent în fața oamenilor și să vadă exact de unde am preluat. Pentru că nu îmi convine chiar să preiau toate problemele. Nici nu vreți să vă plângeți, da, de greaua moștenire. Nici nu vreau să sau... mă plâng, dar vreau foarte clar să vadă oamenii că eu, dacă am ajung sau voi ajunge la un anumit moment dat să spun, domnule, am reușit pentru că am ajuns aici, să știe greutățile pe care le-am avut, nu că ceea am preluat, ce am preluat, da, ceea ce am preluat, da, bine, da, bun, da, da, ce am dus pentru mai departe și ceea ce... Vă mai dau un exemplu. Când a venit domnul Olărean după domnul primar Mihai Frunză, da? Da. Păi domnul Mihai Frunză tocmai era pregătit proiectul pentru parcul din fața primăriei. Da. Acesta nu mai a venit, l-a făcut, imediat a fost făcut și toată lumea știu că domnul Olărean l-a făcut, deși acolo erau făcute. Aici nu mai stau problemele așa, pentru că sunt foarte multe proiecte blocate. Vom vedea stadiul lor în care au rămas blocate, vom veni transparent în fața rădăuțenilor și împreună vom porni la reclădirea municipiului Rădăuț din toate punctele de vedere. Da, luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.